sigur că asta e o unitate părăsită? Normal, mă, că e părăsită, altfel de ce era bezna asta? Uite-te și tu! Asta nu e o unitate părăsită! M-am întâlnit eu cu insult acolo! Mă, dracu, din gură tu nu vezi ce e aici? Calmează-te! Băi, borfașule! Hai, noi, ne cunoaștem? Pă noi vă rog să ne scuzați, noi eram în trecere pe aici. Bă, băi, n-ați fost mă voi la unitate la noi. N-auzi că n-am fost, noi eram în trecere și gata. Păi tu nu ți-aduci aminte că am mai pățit odată în unitatea asta? Bă, tu ori ești tâmpit, ori te prefaci. Țărină, o luăm, încărcăm marfa și ne-am dus. Ce stăm un an aici? Ne-am pus așa, bă! Suntem atacați! Tăherian! Cine ne atacă? Nu vreau să mor! Nu vreau! Nu se poate! Suntem încercuiți! Începând de astăzi, vom fi în rândul celor mai dezvoltate țări din NATO, mă. Calculatorul ăsta care l-am primit este din ultima generație în materie de contraspionaj. Unde mai pui? Că vom fi în legătură prin el, în legătură directă cu serviciile secrete permanent. Era să uit. Vedeți că am angajat niște zugravi ca să vopsească anexa aia care ați vopsit-o voi săptămâna trecută. Că arăta ca un grăj, mă! Păi normal, șeful, că dacă au vopsit-o niște bivoli, trebuiau să-și facă casă și undeva. Potoliți-vă că vă calcă în picioare! Gogoașă și iepuraș! Da, șef. Fugiți și întâmpinați-i pe zugravi. Iar voi, ceilalți, veniți aici lângă mine să vă arăt cum funcționează. Dar vreau și-o la calculator! De ce? Să umpli tastatura de oje? Fugă-mi așa aici! Stai pe loc, cătrag! Am o idee! Spun-o repede mai... În stânga e un gard, sări! Da! Asta e o unitate militară! Sări, mă, când te spun! Da, dacă ne prind ca data trecută! Sări, nefericitule, că ne împușcă aia! Ia mă și lubenița, hai mișcă! Dă-te mă, că de nimic nu ești în stare, du-te, tocule! Ți-ar și lubenița, dracu, să schimbi! Da, dracu, să iei! Haide mă! Mai ai degetul! Ce-ai făcut mă acolo? Mă, dar tu e sigur că asta nu e unitatea aia în care noi am... Și care e, mă, problema? Care e problema? Păi decât să ne prindă ăia să ne ducă la Bulău, mai bine stăm Bulău aici. A? Ei trec să duc la ale lor, noi plecăm după aia, mergem la ale noastre și gata. Ia uite ce e ăsta. Ți-am zis că asta e unitatea. Bine că v-am prins, mă! Trăiți? Să știți că noi nu ne-am atins de nimic. De nimic? Nu ne-am atins noi. Cum mă, de nimic? Că trebuia două ore să vă apucați de treabă. Păi ce? Băi, ia vedeți că eu sunt șeful de echipă Gogoașe și eu nu înghit scuze de genul ăsta. Trăiți? Hai, cu care începeți? Cu care ce să facem? Ce să începem? Cu ce să faceți, mă? Să zugrăviți, nu sunteți zugravi? Noi? A, ba da! Zugravi suntem! Dar nu avem salopetele la noi, știți? Salopete. Dar nu, că stați liniștit că noi plecăm 10 minute, mergem, le luăm și ne întoarcem să dăm... Dreți! Nu pleacă nimeni de aici. Te drec cu zugravi de duminică care încep treaba cu pauza de masă. Stați aici până vă aduc niște vechituri să vă apucați de treabă. Trăiți? Bă, da...
Mie îmi păresc că am cunoscut, bă, băieți. Vi se pare, domn colonel? Ba da, mă! Haide, bă, să ne apucăm de treabă, că n-am venit aici să stăm! Bă, voi semănați foarte... foarte tare cu niște borfași care au fost pe aici până unitate. Sau mă înșel? Cine, noi? Noi suntem cu Zugrăvitul, știți? Da, da, mă înșel. Și hai odată la treabă! Gata, trăiți! Stați aici până vă aduc trențele și vă apucați imediat la Zugrăvit! Haide, mă, odată! Să fie clar, da? Să fie clar! Ia, mă, trafaletele și hai să ne apucăm! Acest calculator este unul special, mă, creat pentru spionaj. Păi și ce face șeful calculatorul ăsta? Păi, schimbă identități, depistează orice persoană oriunde s-ar afla pe glob. Ba mai mult, descoperă identitatea unei persoane doar după câteva semnalmente, mă. Apă, dracu! Haideți să vă arăt! Uite, introducem în calculator descrierea unei persoane cunoscute. De exemplu, Mârlanu. Aha, față... de arici părăsit. Nas. Tibret. Gras și puturos. Bețiv și mincinos. Așa, șeful. Și super încâmpat. Scrieți acolo. Cine-i gras, bă, că mă crăp? Ce-s gras, ce-s am față de... Vă găsește pe mine calculatorul pe descrierea la paștele aricilor. Ăsta, la paștele cailor. Păi ce am râd de... Accesăm? Și iată! Ferdinand Mârlanu, sergent NATO România. Ați văzut? Simplu. Wow! Exact, mă, wow! Haide, luăm o pauză de o țigare, după care ne întoarcem la partea a doua a lecției. Schimbarea identității. Băi, să nu cumva să umble careva la el fără mine, că cine știe ce vă mai transformă? Hai! Epa, naiba! Nu mai Zugrav n-a mai fost! Firea ridea a dracului! Aolo! Au! Eu și mă! Eu, ia uite ce-i pe fața mea! Eu. Lasă-mă ce-i pe fața ta, mai bine zi, mersi că nu ne-a prins ăla! Era gata să se ginească! Da. Eu nu înțeleg cum facem de fiecare dată că picăm în aceeași unitate! Zici că umblestăm, nu să... Asta foților, mă! Șt, mucles! Numai atât ați zugrăvit, mă! Vai de noi, domnișoară, dar ne jigniți! Ne jigniți? Noi facem artă! Noi nu vopsim! Artă? De-asta durează mai mult, ca să zic așa! Priviți, domnișoară! Priviți luminile! Priviți umbrele, domnișoară! După felul cum cade lumina și cum se răsfrânge asupra întregii opere, rezultă de departe că este vorba despre stilul... Chehov! Ce jamzele mișto! Stilul Chehov! Chehov! Da! Wow! Ce mișto! O să fim cea mai tare unitate militară din țară! Da! Noi și cu Capela Sixtină! Hai, bă, zugravilor, că v-am adus niște trenți! Ce bă, porcărie asta cu pereți? Stai, mă, tâmpitule, nu-i porcărie, e Chehov! Chehov? Chehov? Da. Ce zici, fata, acolo, că Chehov e compozitor, dișduța cu capul? Da, dar are și un frate mai mare care este pictor celebru. Ca noi doi. Da. Asta e culmea, asta e un incult. Auziți? Da, ceilalți pereți în ce stiluri îi faceți? Păi o să începem... Van Basten și Del Piero! La modă! Băi, aici v-am prins. Van Basten și Del Piero sunt fotbaliști. Care-i problema, dragă? N-am înțeles. Ce, chivul nu pictează? E, da? Mai tași naibii din gură dacă ești în cult. Spuneți. Așa. Bă, băieți, mă gândesc eu, dacă tot vă pricepeți la zucrevel din astea moderniste, n-ați vrea voi să faceți o operă de artă și în birou la șeful? Dar cum să nu? Mai intre din când în când niște oficialități și cred că i-ar place. Așa, un stil din ăsta, gen Coelho sau Merlucius, nu? Da, dar nu știu dacă ne ajunge materialul pentru stilul Coelho sau Merlucius, știți? Stați liniștiți, băieți, că e destul material la șeful în birou. La șeful în birou e destul material. Știți ce? Da. Am o idee genială. Așa. Ca să nu vă mai deranjăm din... 5 în 5 minute? Da. Eu zic să ne arătați unde este birou și... Și... Ce ziceți?
Ce zic că e o idee bună. Da. Da, da, foarte bine. Ne descurcăm noi și... Hai, bă, băieți, că îmi place de voi. Hai să ne gândim. O să ne gândim. Artă. Artă. Artă facem noi. Ia, am introdus datele lui Gogoașe. Să vedem acum dacă recunoaște. Enter. Gogoașe! Da, băi, Gogoașe, da. Că datele lui Gogoașe le-am introdus. Dar nu înțeleg de ce nu-l găsește. Mie, stai, că afișează ceva. Identity cange complete. Ce dracu înseamnă? Șeful, mă scuzați că vă zic, dar sunteți Gogoașe. Adică tu mă faci tâmpit în față, tâmpitule. Nu, domn sergent, chiar sunteți Gogoașe. Cred că va transforma calculatorul. Monstru, ok. Adică tu vrei să spui că eu sunt Gogoașe. Cu chelie și prost. Tu nu vezi? Ce-i asta? Unde e părul meu? Și gratele mele, unde sunt? Ce ați făcut, mă? Ce cauți, mă, aici? Mă, nu ți-am zis să ai grijă de zugrav? Marș imediat acolo, că dacă îmi dispar din material, te crăp! Nu eu, Gogoașe trebuie să ducă, eu sunt mărlanul! Bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, șeful. E chiar domn sergent. L-a transformat calculatorul în Gogoașă. Da, și nu știu cum s-a întâmplat, că nu l-a atins nimeni. Cred că s-a defectat. Cum s-a defectat? Și atunci cine a introdus, mă, datele lui Gogoașe la schimbarea identității, a? Nu știu. Și l-a fi introdus Gogoașă singur. Cât am fost noi plecați. Că am fost la toaletă. Numai? Da! Atunci marș imediat unul și cheamă-l pe idiotul ăla încoace. Iar tu, du-te la zugravia, că nu suport să văd doi Gogoașe în același timp. Marș! Bă, băieți, ia, stați puțin. Ce vă trebuie, frate, atâta vin aruncați? Că era 20 de găleți. Păi trebuie. Trebuie pentru că Merlucius mănâncă... Râme? Mănâncă foarte mult material. Și dumneavoastră ați spus că vreți Merlucius, nu? Da. Da. Și de ce îl duceți afară? Păi... Stai să vă explic. Înăuntru nu putem să amestecăm culorile. Aha. Pentru că se împrăștie stilurile pe jos. Se amestecă. Se amestecă Van Basten, Del Piero. Se amestecă, da. Da. Hai că văd că vă pricepeți. Hai, baftă, hai că îmi place de voi. Hai, continuați. Trăiți? Și luați cât aveți nevoie, cât da? Cât avem nevoie, da. Luăm da? Cât... Gogoașe, ce faci, mă? Hai că te așteaptă șeful. Păi da, impozez... Iepurești, vină fata puțin încoa! Hai că eu am treabă, stai cu ăștia și păzește-i! Hai, lasă, hai! Ce faci, făi, aici? Ce e porcăria asta? Mă, tu, după ce că ești incult, mai ești amnezic. E Cehov Gogoașă, de câte ori să-ți mai spun? Păi cine faci tu, făi, apnezic? Mă, dar te-a făcut, mă, nu eu. Auzi, ziceai că pleci puțin. Hai, du-te, că mă întrerup contemplația artistică. Fui dacă-ți trag una acum, mă! Gogoașă, tu ți-ai luat nasul la purtare sau care-i problema? Ce faci, voi, tu, dintr-un sergent? Ce crezi că dacă am fața lui Gogoașe îți permit așa ceva? Ce faci, mă? Alo, dar nu te-ai stâlcio ție fața aia de godat în puțin? N-am în... Asta care mai e, mă? Șeful, ăsta e Gogoașe la originalul. V-ați chemat șeful? De ce ai umblat la computer, tâmpitule? Eu? Nici nu m-am atins de ăsta, șeful. Bă, tu ne simți turminți în față pe șeful, mă, măgarule. Zi mai bine cum îl transformăm pe sergent la loc în sergent, cum era el odată. Ce, mă?
Haide, haide, dar nu mai pot, mă, nu mai pot de spate. Am cărat la gălezi de-astea de vinarunde, nu mai știu de mine. Mă, mare putoare, oh, știi. Știi ce? Eu nici la mama n-am muncit atâta. Pe cuvântul meu, știi ce zic eu? Să plecăm acasă, că dacă ne prind ăștia... Mă, tu ai nebunit. Oh. Fără să aruncăm o privire în biroul comandantului la sertărele, a? Uite, tu ești nebun, dacă ne prind oamenii ăștia... Dar dași dracului, mă, Cobe, cu prinsul meu. Oricum trebuie să dau telefon să vină camionul să ne ia, nu? Hai, bagă. Da. Pune... Să vă ajut, băieți? Dacă nu vrei... e nevoie, ne descurcăm. Lăsați că plăcerea este de partea mea. În plus, eu am auzit că voi sunteți niște artiști adevărați. Ah. Nu? Da, da. Lăsați că vă car eu asta, mai fac eu niște mușchi, niște... Mă rog, dacă... Mă rog, ești invitat, nu știu. Băiatul, uite, ia-o și pe asta. Și pe asta, te rog. Așa. Ia dați-mă, băieți, încoace. Așa, mă, băiatul. Și voi, voi stați liniștiți aici. Hai, hai, nu și urel, așa. Șeful? Iosefă, ai văzut că eu o să fie a dracu, la vii? Hai dai tu mine la cum te crăp! Mă scuza, șeful, dar n-am văzut! Ce? N-ai văzut? Cum n-ai văzut? Păi nu ți-am zis că sunt eu! Nu mi-a zis dumneavoastră, Gogoașă mi-a zis și pe ăla nu-l crede nimeni! Păi și... Hai și tu dreptate aici. Hai, du-te, marge afară zile la idioția de zugrav să vie să schimbe, mâzgălească altă mizeria cinua asta. Se poate, șeful? Ăsta e Cehov, cum să-l schimbe? Iete, ce să spune Cehov? Și dacă e Cehov, nu mai plouă. Gata, șef. Mă, sigur l-ai transformat înapoi? Sigur, șeful, cum să... Bravo, Gogoaș. Ce-ai pățit, mă? Ce rău e să fii, Gogoașă? Dacă nu m-a căpăcit iepuraș, dar ies că mă lasă la numai nimic mi-a dat. Dar noroc că și-a dat seama de confuzie nebuna. Vedeți, șeful, ce pățesc eu în fiecare zi? Hai, liber, Gogoașă, liber. Da. Du-te și ai grijă de zugravia aia și vezi să nu facă cumva treabă de mântuială, că te crăp. Da, șef! Dar să știți că nu o să iasă treabă de mântuială, că ați schemat niște dita mai artiști. Să vedeți ce surpriză o să vă pregătim. Bine, hai. Băi, dacă mai pune vreun om mâna pe calculator, vă crăp, mă! Auziți, mă, băieți? E? Dar de ce vreți voi să scoatem toate astea din biroul lui șeful? Păi vrem. Știi de ce vrem? Pentru că noi nu vrem să pătăm peste tot cu vinarom. Adică să fie numai strop, înțelegi? Corect. Hai. Vedeți, mă, băieți, de astea sunteți voi dita mai artiștii și eu un amăr de soldat. Aha. Vezi? Aici chiar că mi-ai plăcut. Da, mi-a plăcut și mie, să știi. Auzi, auzi, frate, ia pune și televizorul ăla. Mai fac și eu niște genoflexiuni pe drum. Păi bă, neapărat trebuie pus și televizorul. Dă-te mai. Pentru că ăsta face geno cu el, știi? Ăsta face mușchi. Așa, frate. Hai. Ușor. Ai grijă să mai vii odată, da? Da, da. Că e al nostru. Ia și ăsta. Hai mă, mai vii odată. Biroul meu! Mobila mea! Unde mi-e, mă, mobila, că te omor? Am scos-o eu de un comandant pe toată. Ia uitați ce mușchi a făcut, vă place? Păi ce vrea să fie stropită toată cu vinarom? Am cărat-o în camion la băieții ăia. S-au înțeles ei cu Gogoașe că au zis că în prețul ăsta vă dă și cu lac. Mă duc să le dau o mână de ajutor, că ei, știți, sunt artiști, nu sunt ei cu cârca, cu astea. Eu poate mai pun ceva pe mine. Ce artiști, mă, ce băieți, mă? Gogoașe! Vă omor! Vă omor! Idioților! Ai introdus, mă, semnalmentele? Păi ăștia sunt hoții de data trecută, nu-i recunoașteți?
Artiști, gogoașe, a? Dom'le, să știu eu, șeful, ei așa au spus că sunt artiști. Că doar de-aia mi-au cerut 50 de călăți de vinarom pentru pictura aia, Merlucius. Mi-au luat și vinaromul, mă? Naturlich liebe. Dar ce-am, băi, nene? Șeful! Lăsați șeful, că dacă dau ochii de ei, dacă nu-i calcă picioare. Tu ai dreptate. Măi, sergent, ia închipuieți tu că ăștia sunt hoții. Șeful, vă rog să mă scuzați, ăștia, adică ei doi, domn sergent, ei doi. Ce ziceai tu că vrei să faci? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Hey, ai văzut, mă, fraiere, ce simplu a fost, hă? Băi, fraier, ești tu cu prietenii tăi? Bă, dar eu sunt prietenul tău, nu? Hai, mă, lasă-mă. Deci sunt fraier. Mă, eu ți-am zis că ăia din unitatea de acolo... Da? E niște fătălăi! Aulă! Păi, mă, data trecută ne-a prins din greșeală, mă, băule. Dar tu le-ai văzut la Van Damme, ce? Bă, dracu, de dobitoc. Cum îl cheamă, Van Damme. Ne-a ajutat, mă, ne-a ajutat să încălcăm! Bă, băiete, tu-ți dai seama cum ar fi de aici unde mergem noi? Unde? Bă, eu îmi fac vacanța în Bahamas, tu treaba ta. Și eu? Mai mai am și pe mine, te rog eu. Gagici? Gagici. Bune. Bun. Bani. Bani. Cocktail. Cocktail. Unde să plecați, mă, băi? Vandam, Vandam, ce-i, mă, cu tine aici? Băi, eu vreau să vă ajut să descărcați, mă, că mi-e plac. Stai, mă, puțin, că n-ai înțeles, zis, tu. Mă, ți-am zis. Șt, n-ai înțeles, mă, tu, de fapt. A. Ne-ai ajutat, dar... Bă, mă, știi, știi, ciurditorii am râs, bă. Nu, Vandame, e adevărat, mă, n-ai înțeles, mă. Bă, bă, ciurditorii, bă, bă, eu n-am văzut ăla discuție. Băi, Vandame, stai, mă, puțin. Vandame, Vandame, nu da. Nu da, nu da, că s-ar fi să moară lege, dacă... Nu da, Nas? De bret. Gras și puturos, băgați acolo. Păi eu așteptam să zic că e mai atât. Nu, după aia zice, la sfârșit când se enervează. Când se enervează, ce ne faceți mai, mă, gras și ce am râd? Trebuia să zicem noi. Lasă, mă, uit, da. Dați-o foaie și pentru, și pentru Bogdan. Îți dau și ție o foaie, Bogdan. A, a, să bag eu. A, și mă, așa, mersi, că bag, nu-i problemă. Hai. Atenție, liniște. Tu ți-ai luat pagina corectă? Nu știu. Era de, era de la el altă. Nu știe, nu știe, mă. Cum dracu a ajuns ăsta, comandant? Ce pile ai avut, mă, mâncava? Că numai așa ajungeți gradele astea mari pe pile, bă, că noi ăștia, uite-te, bă, și competență nu mai prindem și noi, mă, mâncava. A vrut să-l atingă. Niște s-au înțeles ei cu gogoașă, nu știu care e treaba. Mă duc să mai le dau o mână de băieți la artiști ăia. Că... O mână de băieți la artiști ăia. Thank you.
bombă, muriți de inimă, mă. Dacă mă intru o dată așa, n-ar fi exclus. Yes, 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 îmi fac formație. Pentru asta ne-ai deranjat tu? Când te-am rugat eu să vii? Băi, lasă fata că asta te mușcă de jugulare și mai târziu. Tu-ți dai seama, ne facem formație. Mamă, eu să avem bani, să avem țoale, petreceri moca. Viața adevărată, am pus-o. Yes. Dar cine ți-a zis că eu vreau? Ai nebunit? Cum să nu vrei? Cum să nu vrei, iubi? O să te îmbogățești. Uite așa, pur și simplu, nu vreau. Pe mine m-a trimis mămica la București să fac ceva în viață. Nu să devin cine știe ce fufă prin videoclipe. Asta, bineînțeles, după ce m-am întins deja cu toți impresarii. Ce, eu nu știu cum se ajunge vedetă? Așa se ajunge vedetă? Știi tu. Băi, deșteaptă. Am găsit super impresar. Că să ajungem... În patul lui, știu, știu. Are canapea. Fraierești, treaba ta. Îmi fac trupă cu altcineva, dar o să-ți pară rău. Auzi, mămică, dar poate nu toți impresarii vrea să... Mă înțelegi. Poate ăsta e unul din ăla care te duce la cofetărie. Că mai e și de ăștia, nu? Cred. Normal că vreau, dar abia aștept. Auzi? Și ce o să cântăm? Ce o să zic impresarul, dragă? E tânăr? Nu, știu că am vorbit cu el la telefon, dar de ce? Păi dacă e babalâc, nu prea-ți vine să te culci cu el. Dar de ce să te culci cu el, nu înțeleg. Ca să ajungi în topuri, deșteapto! Ce, vrei să cântăm numai pe Etno și Tele7? Citește și tu presa! Ca să urci în topul rapid, trebuie să te culci cu impresarul. Așa fac toate vedetele. Apa, dracu! Eu nu mă culc cu niciun impresar. Stai liniștită că de partea asta mă ocup eu. Apa, dracu! Să te rog, dar ce pregătire trebuie să ai ca să devii impresar din ăsta? Ha, nicio pregătire. Trebuie doar să știi să dai cu papagalul ca să-i convingi pe aia că gagica ta e cea mai tare. Mă rog, și să nu te superi că mai pipăie unul altul puțin, ca să-i verifice talentul. Da. Apă, dracu! Păi auziți, mă, și în cazul ăsta bărbații cum se mai lansează, a? Că pe ei nu-i pipăie nimeni, nu? Să crezi tu, pe ei pipăie producătoarele și gagicile de la contabilitate. Apă, dracu! Idioților, v-am zis, mă, să puneți pe careva de pază la marginea scenei, să nu mai urce toți stâmpiții. Trăiți găgoașă, fă pe bodyguardul, că de-aia te plătesc, că rup chitara asta pe tine. Iertați-ne, șef. Bă, voi ați înnebunit. Ce-i bă, carmul ăsta aici, mă? Ce-i cum a zis șeful? Bă, carmul! Așa cum a zis șeful, ce e ăsta? Șeful, noi, de fapt, încercam să ne deghizăm într-o trupă rock ca să repetăm infiltrarea în trupele inamice, una dintre procedurile NATO, de altfel. Da, cum a zis el? Și fără să-l dați la maxim, nu puteți, mă? Nu. Păi nu, șeful, că trebuie să vedem dacă ne înțelegem fără să ne auzim.
Mă rog, continuați. Dar ce aveți de vă strâng ciorapii? Mă rog. E, bă, că sunt meseriaș, mai rar muzician așa ca mine. Am stofă, nu? Auziți, domnul sergent, dar chiar vreți să vă apucați și dumneavoastră de muzică? Păi normal, bă, pupuză, ce sunt mai prost ca asta? Și la cât sunt de viril, o să mă pune contabile și producătoarele de la casă de discuri direct în topuri, bă, number one, o să fiu eu. Hai, domn sergent, că o fi chiar așa de simplu să ajungi megastar. E mai ușor, trașcă, o să vezi. Totul e să vie Ema, să-mi spune cum o cheamă pe contabila de la casa de pensii. Ăsta, de la casa de discuri. Dacă două zile nu mă vezi pe mine pe MTV, să mă scuipi în gură la gogoașă. Ce a zis fata impresarul? Când ne lansează? Asta-l dracu, zici mie cum o cheamă pe contabila lui. E drăguț, eu când mă culc cu el. E un bou, asta e. N-are nimic, mă bag și la zoofilie. Numai să mă văd eu pe MTV. Ah, un țepar nenorocit, nici măcar nu era impresar de muzică. Dar ce era? D-ala care trimitea parașute în străinătate pe post de balerine. Mi-a mai făcut și vise aiurea. Lasă, fată, că ne găsim noi un producător serios. Talentate suntem, sex fac eu. Mi-a mai promis cineva că îmi face cunoștință cu un impresar italian, dar cred că a zis-o așa să mă vrăjească. Eu am puțină treabă, șeful. Să trăiți? Ce e, mă? Șeful, știți, eu m-am gândit să... Vai, ce galben sunteți la față, șeful! Sunt galben? Da, șeful, și dacă mă uit bine, parcă aveți ochii ieșiți din orbite. Hai pe naiba! Da? N-ați fost la cabinetul medical după ce v-a lovit domn sergent în... Mă înțelegeți? Nu, trebuie? Vai, șeful! Nu vă jucați cu așa ceva, că se face cancer și de la un bobârnac acolo. Serios? Da, am citit eu la Antalenciclopedie. Merge. Mergeți la infermerie, șeful, cât mai repede. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, să nu se întâmple ceva mai grav. Așa, mergeți, mergeți, șeful, mergeți liniștit. Domnișoara Ema, sărut mâinile. Numele meu este Costello Donuts și sunt impresar muzical. Exact, da. Intenționez să înființez o trupă de fete și m-am gândit la dumneavoastră cu vocea superbă pe care o aveți, ați fi perfectă. Iub, eu zic că merită să încerci. Și dacă se dă impresarul la tine, renunți! Dar și spui mie că s-a dat la tine, că dacă nu îmi flai o botul ăla de impresar, să-mi zici mie, chioretă. Dar nu e vorba, mă, despre asta. Eu nu am stofă de vedetă. Eu nu pot să fiu așa sexy ca fetele alea din videoclipuri. Aia, nu te pricepi. Hai, lasă-mă că mă omor cu modestia asta. Păi eu când te văz în rochițele alea, în trendy, friendly, cum se poartă ele acum, păi mie îmi vine să... Îți vine să... Să... Dar nu pot să spun că te superi. Hai, mă, zi odată că nu mă supăr. Îți vine să... Să... Să sar pe tine. Păi și de ce nu sar, mă, pe mine? Păi nu vreau să șifonez rochițele. Aoleo, mototolule! Și ia zi, chiar crezi că aș putea să fiu cântăreață? Normal, iubii. Ia, cântă-mi tu mie acum ceva, că eu mă și împricep la chestii de-astea, că am făcut școala populară de artă. Ia, cântă-mi, ia. Ia, uzi, nici nu știam. Secretosule, e, stai două secunde să-mi pregătesc ținuta de scenă. Da? Mă aștept? Da, sigur, da, domnul Donuts. Da. Fată, întreabă dacă are contabilă. Am înțeles. Perfect, perfect, vă așteptăm. La revedere.
Suntem înapoi în business? Ne facem formație? Da, mă pui și pe mine legătură cu contabilele lui, nu? Da, mă, da! Formație! Ce e, măi, ce e, măi, hărmăla asta aici? Cine a mărit soldele? Nu, fraiere! Ne-a sunat un impresar! Ne facem formație! V-a sunat un impresar, a? Care impresar? Unul, mă, Costello Donuts. N-a auzit nici dracu' de el. Costello Donuts? Mamă, cum n-ați auzit de el? Că e cel mai tare impresar! Vezi? Ăsta impresariază cei mai puternici artiști ai momentului, da? Are grijă de Britney Spears, de Madonna, de Ronaldinho. Ce prost ești, Gogoașe! Ronaldinho e fotbalist, bă! Prost ești tu, băi! Ronaldinho Frasu, care e muzicant. Și e tânăr? Da, fata, e tânăr. Și e și plin de bani. Wow! Al meu e păpușă. Să nu zici că nu ți-am zis, da? Nu, disperatul, ce ai? Nu ți-am spus că nu mă culc cu niciun impresar? Aaa, foarte rău faci, fat. Ascultă la mine că la felul în care arăți, ăsta te bagă direct în Eurovision. Dar ce zic că te bagă? Îl și câștigi. Lasă-mă că-l conving eu. Beton din spate era aproape mai alchim din față tomberon când ieșea și el agăța se-ntorcea trist și întumeziat și iar se iuta numai cu ea. Ce Romeo are Julieta, Romeo! Are Julieta! Plecați dreptul, dar ce că eram cu Loricica cu niște treburi! Lasă, dragă, că ăsta poate să te gâdile și mai târziu la sub braț, da? Acum tu spune-ne, te-ai hotărât, vii cu noi în formație? Vine, să bagă! Yes! 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 Pe mine m-am întrebat, yes! Dragă, da? Te rog frumos! Da, iubi, pe tine! Are Julieta! Mai, nu știu, mă mai gândesc, nu știu, nu știu. Ce să te mai gândești? Loricica, tu n-ai văzut ce prestanță, cât de bine joci tu, ești bine făcută pentru meseria asta, asta e, te bagi. Păi tocmai asta zici, prea bine, ce vrei să sară toți fanii pe mine? Trebuia să fie de un sfert de oră aici, dacă și acum e țeapă, eu înnebunesc, măi, înnebunesc. Taci, Kobe! Mai bine du-te în camera ta și te chem eu după ce îl conving să semneze. Lasă că cine știe ce tâmpenii mai spui și tu. Treaba ta. Dar dacă te vede, poate vrea să facem sex în trei. Nu vrei să faci sex cu impresarii? Nu? Mă, tu ai nebunit, mă. Păi tu vrei să sari pe el aici, mă? A, nu! Întâi mergem la cofetărie. Tu vrei să creadă că suntem mironosițe sau ce? Dacă vrei să ajungem direct în top, trebuie să trecem la treabă, că-i strada plină de fufe care vor să se afirme. Hai, fugi repede în camera ta, că cine știe, apare din clipă în clipă. Hai, fugi, fugi, fugi. Te chem eu, da? Hai, pa, pa. Pa. Dar chiar mă, asta de ce întârzie? Hai, șefu, vă rog eu frumos, du-mă o barbă și o perucă și gata. Mă, de câte ori să-ți spun că alea se folosesc numai în misiuni. Simulările le faceți fără. Da, șefu, da, au zis băieții că dă mai bine așa când facem simulare. Gogoașe, am zis nu și nu rămâne. Șefu, da, la cabinet ați fost atunci când v-am zis eu după... Ce v-ați lovit? Am fost, mă, am fost. Dar pentru lovituri din astea trebuie specialist. Am vorbit cu unul și o să vină astăzi. Aha. Uh-huh.
Mă rog, dumneavoastră riscați, că mie îmi păreți tot așa de galben. Ba, parcă v-au ieșit ochii și mai mult din orbite. Serios? Da, șeful. Mie mi se pare că sunteți grav. Foarte grav. Mă duc grav să văd dacă a venit specialistul. Merge, șeful, că sunteți foarte grav. Cel mai grav. Mai grav ca mine. Vai, e domnul impresar, de când? Ce dracu cauți aici? Hai că zic după aia, vin un coace să continuăm, fata. Pleacă-mă, maidanezule, lasă-mă! De ce ai venit? Mă uit după domnișoara Emma, că o caută cineva la poartă. E impresarul, fugi și adu-l repede aici, da? Să te porți frumos cu el, hai, fugi, 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 fugi! Păi nu! Nu, nu, hai, fugi! A venit? Da, a venit, dar să nu te duci că e cu Anca. Îl convinge să semneze. Știi? Bine, bine, lasă asta, a venit și cu contabila. Habar n-am, nu știu. Nu știi? Vezi, mă, cum ești eu tot timpul, stilul drăguț, să te ajut pe tine, tu pe mine, nu. Eu care ți-am fost devotat până la ultima suflare de tot timpul. Mă, nu înțelegi că nu l-am văzut? E cu Anca acolo, o fi venit și contabila, nu știu, că dacă e să semnăm contract, păi trebuie să fii și contabila, nu? Deci a venit să rămână așa, a mea e, yes! Vai, domnul impresar, de când vă aștept? Da, du-te, măi, fată, odată și tu acolo. Ce vrei să-ți ratezi cariera? Păi și dacă vrea să mă... Dacă vrea să te spui mie și dacă nu e un fraiu botul ăla, bine, bine. Da, a venit? Da, dragă, a venit. Du-te, fată, să te vază și pe tine, că faci parte din formație. Du-te să-ți iei bănuții, hai. Bine, dar să știi că mă deghizez. Ce faci? Mă deghizez în nașpa. Că dacă vrea să mă ia, o să mă ia pentru vocea mea, nu pentru altceva. Domnul impresar, mă scuzați că vă deranjez. Ce cauți mai aici? Nu vă deranjează, continuați mai departe. Nu mai vreau, domnul impresar, dacă poate să zică și mie cum arată contabila asta, domnul? Ce să e? Să dea și mie două, trei semnalmente cum e contabila. Arată ca orice contabilă, cu fundul mare. Hai, ieși! Normal că cu fundul mare, că dacă stă toată ziua pe scaun, are fundul mare. Că... E, bine, hai, succes! Paftă, voi, mersi! Iubita, nu văd nimic prin ochelarii ăștia. Stai, drăguțo, că nu se întâmplă nimica. Deci ăsta este drumul, eu te-am adus. Unde? Drept înainte. Unde? Pe ușa, pe aici, dragă. Hai, succes. Acolo? Iubi. Da, succes. Aș tărui ochelarii cu ceva. Oh, ce nașpet. Da, mă rog. Arta cere sacrificii. Ah, ce faci? Hai, bunicuțo, că șeful tău a marcat deja. Hai, jos textila. Du-te! Costela Donuts. Costello Donuts! Da, fata, Costello Donuts, dar asta înseamnă... Au! Costello Gogoașă, pe engleză! Au! Să vă bateți voi joc de mine, mă, dar-i posibil asta! Gogoașă!
Nu șeful, e Donuts. Și da, își bate joc de dumneavoastră. Nu, fat, nu șef. Mire, mă, nu, nu da, șef, nu, mire, nu, mă, nu, da, șef, nu, nu, te-a lovit? Gata, domn doctor, promit să am grijă. Păi să aveți, că nu e de joacă cu... Floricica, îl omor! Îl joacă picioare cu alta! Ți-am zis eu că o să sară pe mine? Ți-am zis sau nu ți-am zis? Așa ai făcut, mă, odiosule! Mă, tu asta faci la audiții! Tu te dai la Floricica mea, mă! Bă, procurare, Floricica! Bă, ai nebunit! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Mă iertați, șef, am făcut o confuzie, na? Idiotule! Andale! Ordona, șeful! Păi, duceți-l pe domnul doctor la infirmerie. Hai! Auzi, fată, dar tu ce cauți aici? Nu ești la audiție cu impresarul? Ce, mă? Păi da, e și Emma, și domn sergent, și iepuraș. Cu impresarul! Ți-l omor! Ah, unde-i fiara să dea piept cu uraganul? Lăsați călcario! Da, și atunci noi, în cazul ăsta, putem să filmăm videoclipul chiar la acea unitate, domnule, ca să fie army, real, mă înțelegi? Ce zici? Bate palma! Ce palmă? Să batem pumnul! Ia zi, bă, perversule, pe cine mai călărești, mă, cu ea? Ai? Pe cine, bă? Hă? Ai vreun impresar, pe cine? Fii la curent. Apa vrea. Eu. Uite-mă, replică. Da, a fost super bine. Foarte bine, da. Bate palma! Ce palmă, mă, ce palmă? Poate vrei să batem pulmul! Pulmul? Pulmul? Pulmul!